Organizația PNL Câmpina a susținut în cursul zilei de ieri o conferință de presă la care au participat deputatul Virgil Guran, consilierii locali Florin Frățilă și Daniel Ioniță și șeful biroului de parlamentar Eugen Popa. Deputatul Virgil Guran a vorbit atât despre problemele cât și despre realizările din Parlamentul României. În momentul de față există multe discuții, mai ales referitoare la Constituția României. Discuțiile sunt axate pe anumite modificări ale Constituției care ar determina și mersul politicii din România. În ce sens? Sunt foarte multe discuții pentru reducerea prerogativelor președintelui. Consilierul local Florin Frățila a declarat în cadrul conferinței de presă că este mulțumit de viața culturală a orașului. La cultural a fost o serie întreagă de activități care au adus oarecum faimă orașului nostru. Chiar zilele trecute am inițiat un proiect de numire a teatrului din Câmpina, Teatrul Mircea Alburescu. În cadrul conferinței de presă s-a discutat de asemenea și despre programul Laptele și Cornul, proiectul privind avocatul copilului și despre centrul de adăpost pentru persoanele străzii din cartierul Voila.